sărbătoarea de astăzi este deosebită în măsura în care cinstim un om deosebit. Cât de deosebit este Sfântul Ioan Botezătorul în istoria umanității și în istoria credinței, a creștinismului în special, dar a credinței în mod general, ne spune chiar Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care lasă în Sfânta Evanghelie câteva cuvinte despre Ioan Botezătorul aproape uluitoare, cuvinte care nu s-au mai spus despre un alt om, cuvinte care, având în vedere că Mântuitorul, pe lângă un om excepțional, este și Dumnezeu, trebuie să ne dea de gândit vis-a-vis la viața și lucrarea Sfântului Ioan Botezătorului. Știți că aspectele astea trupești erau în Israel, erau și în lume. N-a inventat el desfrâu. Și poate nu erau cea semnificative. N-a mers Ioan Botezătorul la orice necăjit care cădea bac cu una, bac cu alta, să zică, bă, nu faci bine. În final, e treaba ta și gestionezi sufletul. Tu plătești pentru el. Dar cine era Irod? Era model pentru popor. Aici trebuia, era nu conștient ce face, nu era conștient ce face. Vine vorba de Hristos undeva într-o adunare, sau vine un tulburat și aruncă vorba de biserică, de Hristos. N-ai putere, n-ai argument să pledezi. De ce n-ai argument? Pentru că ți-ai făcut lecțiile acasă. Te duci și undeva să te angajezi, cere fișa postului, ce studiai, ce practicai și te angajezi și pledezi în funcția în care ești. Dar tu știi că prima funcție a ta este să fii om? Care e dreptatea Dumnezeu? S-a ascultat. Indiferent ce ne cere. Acum cere să mărturisim, mărturisim. Noi de ce ne blocăm și suntem slabi? Pregătim la consecințe. Băi, dar dacă zic treaba asta, ce o să iasă? Nu e treaba ta ce o să iasă, e treaba Dumnezeu. Tu trebuie să zici. Logistica aparține Dumnezeu. Tu trebuie să faci momentul. Restul are grijă Dumnezeu. Tu trebuie să fii din toată inima și de asta nici spune, zice, când vorbiți în față, zice, veți fi duși la autorități, certați, mustrați, bătuți cu pietre, poate chiar uciși. Dar zice, nu vă tulburați. De ce nu vă tulburați? Că sunteți în misiune.